Începând cu 1 ianuarie 2016, alocația lunară de stat a veteranilor celui de-al doilea război mondial se va majora cu 300 de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de executivul în exercițiu. Astfel, alocația pentru participanții la cel de-al doilea război mondial va constitui 700 de lei. Veteranii cu gradul 1 de invaliditate vor primi 1000 de lei, cei cu gradul 2 850 de lei și cei cu gradul 3 775 de lei. În prezent, în Moldova sunt 1453 de beneficiari ai alocațiilor respective. Majorarea nu se va aplica în cazul persoanelor decorate cu ordine și medalii pe pentru munca asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului în, celui de, în anii celui de-al doilea război mondial. Acești beneficiari vor primi în continuare alocația lunară la nivelul actual. În scopul executării prevederilor hotăririi în cauze din bugetul de stat pentru anul 2016 vor fi alocate 5,2 milioane de lei.